Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru joi. Am intrat în luna decembrie, o lună foarte intensă în acest an. Vreau să urez în primul rând la mulți ani tuturor românilor. Da? Să sperăm că este o lună în care înțelepciunea și credința o să ne salveze, o să ne ajute. Cel puțin pe acolo e. Singura salvare, și nu doar pentru noi, pentru uh, toată lumea, pentru tot globul, în general vorbind. Pentru că în luna decembrie, în general vorbind, vom asista la haos, vom asista la dezinformare, se vor produce tot felul de evenimente și vom vedea tot felul de uh, știri false în spațiul public. Specialiști care își, dau, care își dau cu părerea ori asupra unei situații pe care nu o cunosc cu adevărat, ori sunt persoane care văd lucrurile doar dintr-un anumit punct de vedere, nu văd imaginea de ansamblu. O să vedem tot felul de decizii care se iau în general în lume și care poate vor provoca, pe de-o parte, blocaj, stagnare, pentru unii suferință, dar, în tot acest tablou despre care nu prea vreau să vorbesc, foarte mult. Uh, vreau să vorbesc, în primul rând, despre soluții, că probleme avem cu toții și suntem în lumea în care suntem. Salvarea în luna decembrie, pentru toți, în general, indiferent de uh, naționalitatea din care faci parte, indiferent de țara în care trăiești, vine din următoarele zone: credință, tot ce înseamnă spiritualitate. Vine prin toleranță, prin a accepta că fiecare om are defectele sale, prin a accepta că fiecare om are principiile sale de viață, prin a ne lăsa purtați. E ca și cum ne lăsăm purtați de evenimentele care se întâmplă. Nu știu, plecăm de acasă, dar nu știm încotro vrem să mergem. E bine să ne lăsăm ghidați de lucrurile care se întâmplă în jur. Și ziua de 1 decembrie, să știți că este simbolică pentru fiecare în parte și chiar o să te rog să fii foarte atent la ceea ce se întâmplă în viața ta în această zi, pentru că este ca un thriller, este ca o mică bucățică din toată luna decembrie. Um, salvarea Vine și din ideea aceasta de a ne detașa, de a ne mulțumi cu ceea ce avem. Și este foarte important ca în această lună decembrie chiar să ne concentrăm pe lucruri pozitive și să ne uităm foarte mult la noi, la esența noastră și să înțelegem materialitatea aceasta într-o dimensiune spirituală. Este important acest aspect dacă vrem să mai ieșim din anumite situații tensionate. Pentru că, așa cum am spus, luna decembrie este o lună intensă, pe care nu o vom uita ușor, și care vrea să ne învețe credința, toleranța, vrea să ne învețe că e cazul să. Iertăm, mai ales iertarea este principală în luna decembrie. În general se spune că este o lună în care ni se cere să fim mai buni, să dăm dovadă de iubire, de toleranță, să-i ajutăm pe ceilalți, poate chiar să ne vindecăm rănile noastre interioare, dar cu atât mai mult în acest an. În primul rând, avem luna a 12-a, Arcana Majoră Spânzuratul. Care știți și voi că, pe de o parte, înseamnă blocaj, sacrificiu, stagnare, dar, pe de altă parte, înseamnă iluminare, înseamnă acceptare, înseamnă iertare. Și Spânzuratul, vezi aici că e singur, e vorba de, în primul rând, de a ne accepta pe noi, de a ne ierta pe noi, de a fi liniștiți, de a fi mulțumiți cu noi. Spânzuratul vede aici o altă parte a realității. Spânzuratul de aici are priveliște foarte bună spre cer. Da? Asta e foarte important. În acest an suntem în Arcana Majoră Îndrăgostiții, alegeri importante, un an intens, un an în care cu toții am făcut tot felul de alegeri, am făcut tot felul de lucruri nebunești, da? mai ales cei care erați pasionați de ceva, cu siguranță v-ați apucat și v-ați pus tot sufletul acolo, relațiile au fost intense, s-au întâmplat tot felul de chestii. Ei, în luna decembrie, în general pe relații, că bănuiesc că și asta vă interesează, relațiile, nu știu, sunt multe relații care ori se vor întrerupe, da? deci va exista o pauză. Ori în cele mai bune cazuri, repet, depinde fix de fiecare, așa cum am spus și la început, cum anume se raportează la situația din jur, că o să fie mult mai amplificată. Deci cei care vreți să vă rezolvați niște probleme într-o relație, încercați să apelați la credință, rugăciune, meditație, încercați să vedeți și care este legătura voastră din punct de vedere energetic. Da? Încercați să vedeți și altfel uh, plăcerile acestea, pentru că până la urmă uh, e bine să ne bucurăm din lucruri bărunte, chiar și într-o relație Deci să iau decizii, uh, să fac sacrificii în alte cazuri cei care, nu știu, erați foarte porniți, așa, nu știu, pe o relație, au fost certuri în noiembrie, a fost o perioadă tensionată, așa, pentru toată lumea, ei, în decembrie se găsește soluția. Doar că, repet, depinde de fiecare, pentru că e vorba de acceptare, de toleranță, de iertare, de înțelegere. Astea sunt soluțiile. În acest an, luna decembrie, vine, în primul rând, pe Arcana Majoră, Luna, Arcana Majoră, numărul 18, pe de altă parte vine cu Eremitul, da? E clar că e un haos aici, e un haos, dar vedeți că Eremitul e foarte liniștit în acest haos, e noapte, da? Este simbolul nopții, adică nu vreau să mai vedem clar cu ochii fizici lucrurile, da? Însă, simțurile noastre vor fi extraordinar de ascuțite, vor fi extraordinar de puternice. Și ar trebui să ne folosim de acest lucru, să ne folosim de simțurile noastre spre a merge acolo unde dorește Universul, Divinitatea, Dumnezeu să ne conducă. Că o să înțelegem cu toții mai bine de la anul încolo unde vrea să ne ducă, dar e important să ne folosim repede de aceste simțuri care vor fi extrem de puternice. Oamenii vor fi extrem de sensibili, mai sensibili ca niciodată. Și acum ce poți să faci cu această sensibilitate uriașă? Da? poți să reacționezi, să te cerți, să faci urât sau te poți folosi pentru a te feri, te poți folosi de aceste simțuri pentru a merge pe acolo pe unde trebuie. Poate o să fac o filmare specială în acest sens, dacă vrei scrie în comentarii, dacă nu rămânem doar cu aceste informații. O lună în care ni se cere să dăm dovadă de modestie, în primul rând, dar în sensul că să ne bucurăm și să apreciem ceea ce avem. Uh, e bine să pe de o parte să apelăm la specialiști, dar pe de altă parte ni se cere să privim noi lucrurile, da, mai în detaliu, să încercăm să vedem lucrurile diferit. Să încercăm să le privim de undeva de sus și nu mă refer aici la superioritate, la orgoliu sau la alte chestii. Nu, e vorba de a privi lucrurile de undeva de sus, da? să stăm cu spatele drept, cu inima deschisă, cu spiritul liber, cu pace, cu iubire în suflet și astfel să știți că o să găsiți soluții mult mai bune la probleme. Da? Nu stăm așa foarte aproape de problemă că ne pierdem în detalii. Bun, ziua de 1 decembrie, magici, anul normal, da? Um, o zi cu de toate, dar energia generală totuși este împăratul. Da? Um, împăratul în general vorbind, da? Um, pentru că de fapt aici ar trebui să fie roata destinului, nu știu de ce n-am pus-o, cred că um, am concentrat pe împărat. Probabil. Uh, da. Acum am înțeles de ce. Deci, roata de și cu împăratul. E clar vorba de decizii care se iau. Da? Uh, lucruri care se închid. Și vedeți că sunt lucruri în general în luna decembrie care țin de autorități, care țin de persoane importante. Asta e foarte uh, interesant de menționat. Da? Pentru că, în general, vorbind, da, pe data de 1 decembrie avem împăratul. Eu am adunat drăgu- spânzuratul și cu, și cu, magicianul. De asta mi-a dat împăratul. Poate e mai bine că am făcut așa, pentru că este o analiză mai amănunțită acum. Putem lua hotărâri. Da? Este o lună în care noi ne putem hotărâ destinul. Și el poate să fie sus, sau jos. Da? Fix deciziile noastre, felul în care ne organizăm că e bine să ne și organizăm. Dar noi cu noi repet, ni se cere să lăsăm puțin pe ceilalți în pace, că oricum nu nu o să funcționeze lucrurile bine. Bun, gata, trecem la Zodii și încep cu Zodia Berbec. Uh, dragi berbeci, uh, o zi în care se întâmplă minuni pe de altă parte, se întâmplă și minuni, vine și haosul, da? ori minunea, ori haosul pentru tine vine dintr-un sentiment din acesta puternic da? pe care îl ai tu, în legătură cu drumurile tale, în legătură cu persoanele din jurul tău. Ai tu așa un sentiment, Eu zic o zi cu emoții puternice pentru tine, unii chiar e posibil să alegeți să petreceți timpul voi cu voi, poate chiar într-un loc mai sfânt sau într-un loc mai retras și tare bine ar fi să vă ascultați foarte mult intuiția, pentru că v-ar ajuta extraordinar de mult în această zi. Chiar magia pentru tine sau nu știu Împurcătura vine de acolo de unde te aștepți mai puțin și pot fi lucruri pentru tine chiar legate de casă sau familie. Poate e vorba de lucruri din trecut da? pe care le resimți acum. Prima carte pentru tine, turnul, da, apar surprize mari și pentru tine, șase de spade. E o surpriză sau e ceva care, așa cum ți-am spus, ține de un drum. Faci un drum și ai o surpriză, nu știu, moartea, o legătură cu un scorpion, Văd aici o închidere sau o transformare. Pentru unii bărbeți și vorba de a vă da voi seama că e cazul să abordați diferit o anumită situație. Ultima carte, nouă de băte. Da, văd și o oarecare teamă și oboseală. Apropo, nu te supra în ziua de joi, că nu e cazul. Nu te obosi, lasă lucrurile de la sine, pentru că vei avea niște surprize, așa destul de mari. Poate de la o persoană din familie, poate referitor la trecutul tău. Zodia Taur. Bun. Uh, dragi Tauri, o zi în care ori surpriza, ori haosul, depinde, ți-am zis fix de tine, am vorbit deja la început, vine din zona prietenilor, din zona planurilor tare de viitor care e posibil să se schimbe, chiar poți avea surprize plăcute sau mai puțin plăcute, depinde de fiecare. V-am spus cum abordați lucrurile. Rezolvați și ceva, da? nu știu, o vorbă pe care ați spus-o sau un drum pe care îl faceți, chiar o surpriză mare din partea unui grup de oameni, din partea unui prieten. Pe acolo lucrurile se întâmplă și îți dau puțin peste cap treburile dar poate e bine să vezi dincolo da, de aceste vorbe sau să vezi dincolo de aceste lucruri care se petrec. Îndrăgostiții, o legătură cu Zodia Gemeni, văd aici, dar și o decizie pe care tu o ai de luat. Văd aici iarăși valetul de spade care vorbește despre multă curiozitate. Se pare că vei să afli ceva de cineva sau e o persoană care își manifestă interesul față de tine fie personal, fie profesional. Următoarea carte, 7 de monede. Se pare că uh, cei mai mulți tauri astăzi sunt puși puțin într-o așteptare. Da? Parcă stai puțin și analizezi. Ba trecutul, ba stai puțin și vezi uh, ce anume s-ar putea să închizi pentru alți tauri. E ca și cum îți iei de acolo ce trebuie și pleci. Ultima carte, Regina de Spade, iarăși o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, văd că reușești să-ți clarifici ceva în mintea ta. Tot Regina de Spade vorbește și despre faptul că poți să rezolvi ceva important legat de o instituție sau ceva legat de, uh, să spun așa, de niște acte. Da, fiind de 1 decembrie, nu știu acum, pentru alții pur și simplu e vorba de o clarificare mult mai mare. Zodia Gemeni, pentru tine este o zi în care apar surprize, apar magii, apar și încurcături. Depinde, ți-am spus cum, cum, cum anume abordezi tu lucrurile legate de cariera ta, legate de cine ești tu prin societate uh, și lucruri legate de zona șefilor. Pe acolo se întâmplă lucruri pentru tine. Teoretic ar trebui să fie o zi bună. Uh. Neptun se apropie de mersul direct, e staționar pe acolo, se odihnește, deci ar trebui să te ajute să vezi puțin lucrurile mai alt. Ascultă-ți intuiția și tu că o să te ajute mult de tot. E vorba de valoarea ta în mod special. Ce avem aici turnul și asul de cupe și cu lumea, păi văd clar aici o încheiere, o decizie și un nou început. Asul de cupe vorbește de o veste de pace, o veste de liniște. Regina de cupe, uite, e ceva legat de o persoană, poate cu marcaje pe apă, da? adică rac, scorpion, pești. Văd o persoană foarte sensibilă, foarte dulce, iubitoare, o persoană specială. Ultima carte, 4 de monede, care îmi spune mie despre faptul că. Toată această poveste te ajută pe tine să te stabilizezi mult mai bine acolo unde ți este locul. Devii mult mai sigur pe tine. Bun. Zodia Rac. Pentru tine vezi că poate să fie o zi în care ai o trezire așa spirituală sau bine e mult spus trezire spirituală. Nu știu, visezi ceva, conștientizezi ceva, vezi că Primești o vorbă, primești un mesaj, intri în contact, ori cu o persoană care este extrem de spirituală, ori e cineva din străinătate, e cineva mai senzitiv din fire, e o persoană care stă așa mai ascunsă și care îți poate face o surpriză astăzi. Um, și vezi că de acolo uh, e răspunsul, da? Vezi că pe acolo e soluția, pe acolo cam. Uh, ar trebui să, să acționezi. Da? E vorba de faptul că e cazul să porți în sfârșit acea discuție. Nouă de băte, teamă, văd aici, dar și oboseală pentru tine. 8 de băte, multă comunicare astăzi. Ți-am spus, îți este teamă să comunici. Magicianul, uite, încerc să cauți toate variantele, dar vezi că astăzi chiar poți să fii un magician. Repet, depinde fix de tine cum anume abordezi situația. Apoi avem spânzuratul, următoarea carte, care vorbește despre o legătură cu zodia pești, dar și despre un eventual blocaj sau mai bine spus, ți se cere să abordezi puțin o anumită situație care tot te deranjează, dar dintr-un anumit punct de vedere. Ți se cere să dai dovadă de iertare, de iubire, de pace. Zodia leu. Uh, pentru tine este o zi puțin mai specială, uh, o zi în care nu prea ai control asupra lucrurilor și o zi în care se întâmplă lucruri neprevăzute. Ar fi bine să te lași purta de ele și chiar ți-aș recomanda să-ți asculti foarte mult intuiția. Uh, încearcă pe cât posibil să îți dai seama ce anume ar trebui să schimbi, pentru că, așa cum am spus, este o zi simbolică pentru toți pentru această lună decembrie. Hai să vedem dragilei. Ce se întâmplă, nu știu, visez ceva, se întâmplă ceva magic în viața ta, e ceva ce nu prea poți controla trei de băte Văd aici un prim drum pe care îl faci sau un drum scurt, o primă de blocare, dar văd și o soluție pe care o găsești. Prima carte, faetonul, o legătură cu zodia Rac. totuși văd aici că faci un drum, să ești preocupat de două lucruri, vrei să mergi în două locuri, ești prins în două, în două situații. Poate chiar faci un drum scurt și te relaxezi. Următoarea carte, eremitul, care spuneam eu că este uh, o carte potrivită, da, simbolică pentru această lună decembrie. Eremitul aici chiar vine și se transmită faptul că e cazul să-ți asculți intuiția și e cazul să iei lucrurile încet și sigur și să-ți vezi cam care este valoarea ta cu adevărat. O legătură cu o fecioară sau o legătură cu o persoană care este specialistă. Nu știu, mergi undeva, dar parcă începi să conștientizezi niște lucruri care te vor surprinde și pe tine. 6 de cupe vorbește despre o revedere cu niște persoane din trecut, poate chiar e ceva legat de un copil, de o persoană mai tânără. Dar văd aici multă sensibilitate pentru tine. Na, poate e ceva legat și de trecutul tău, na, da? ceva ce nu trebuie să mai repeți. Zodia Fecioară. Pentru tine, minunea sau încurcătura vine din zona asocierilor, contractelor și parteneriatelor. Vezi că pe acolo se întâmplă o sincronicitate, e ceva special. Întâlnești persoana potrivită, la momentul potrivit, ai acea discuție. Poate să fie vorba de un prieten pentru unii dintre voi, de un plan de viitor mergi și tu undeva să te relaxezi și când colo chiar întâlnești o persoană care parcă îți luminează așa puțin mintea. Da? da? pentru unii poate să fie și o zi așa cu discuții în contradictoriu, dar chiar ți se cere să, să înțelegi și partea bună a lucrurilor, adică să vezi dincolo de aparențe, să înțelegi că poate omul respectiv este ca o unealtă din partea Universului, da? pentru a te duce pe tine pe mă rog, undeva anume. Prima carte, 5 de spade, apoi 3 de spade, așa cum spuneam, e ceva aici ce nu-ți place, da? poate chiar niște secrete, niște lucruri, sunt aici niște chestii ascunse pentru tine. 9 de spade, văd puțin stres, poate să fie o zi aglomerată, poate ar fi bine să înțelegi că e ok să te mai și relaxezi, da? să nu te supra-soliciți. Iar ultima carte, 5 de monede. Se pare că îți dai seama că e cazul să elimini, da? să închizi o asociere, un contract, un parteneriat sau dacă te-ai baza pe cineva că mergi într-un anumit loc, e, e, posibil să ai o surpriză astăzi. Nu te gândi neapărat la chestii negative. Poate e cazul să stai puțin tu cu tine astăzi. Da? Este o zi foarte Importantă, da? și în general, așa cum spuneam și la început, luna decembrie este sub această arcană majoră care e cartea Tanta Tarot, deci uh, avem mare nevoie de tine cu toții în decembrie, dar uh, mai important este faptul că ar fi bine să nu vezi doar critica de acolo, repet, ci să înțelegi și Partea spirituală a lucrurilor, să încerci să lași lucrurile de la sine, că nimic nu e întâmplător pentru tine. Da, este o lună în care vei rămâne surprins în legătură cu niște relații. Zodia Balanță pentru tine este o zi în care ori încurcătura, ori ghidarea minunea care inițial nu prea o să o înțelegi, pentru unii, unii cu siguranță o să o înțelegeți. Vine din zona muncii sau din zona sănătății. Uh, parcă îți vine o idee genială, parcă îți dai tu seama cam cum anume ar trebui să acționezi pe acolo, poate îți dai seama că e cazul să ții mai secret ceea ce faci, poate îți dai seama că e cazul să te raportezi puțin uh, și la tine, poate e cazul să lași lucrurile să decurgă. Uh, Chiar o zi în care nu știu ori șeful te deranjează cu ceva, dacă ești și lucrezi, ori îți dai tu seama de rolul tău pe acolo și începe așa, începe inițial să te deranjeze, dar poate repet, e bine totuși să încerci să dai dovadă de toleranță. Bun, 2 de băte, văd aici o așteptare, un blocaj și o legătură cu străinătatea, 8 de spade, Eu E un blocaj aici, e ceva ce nu-ți place ție. Apoi șase de monede, uite, primești niște bani, dai niște bani, faci un cadou cuiva, mergi la cumpărături da? pentru alții, posibil și acest lucru. Ultima carte turnul care vine cu o răsturnare de situație pentru tine. Uh, vezi că răsturnarea de situație ține de, ține de acest blocaj în care tu ești de ceva timp și așa cum am spus, unii e posibil să nu percepeți foarte clar și să nu înțelegeți care e scopul și durata vizitei acelui eveniment sau acelei persoane sau acelei situații care se petrece. Lăsați lucrurile de la sine, nu știu, e ceva legat de bani, e ceva legat de o împărțire, de un salariu, de niște cumpărături, ceva ai de făcut aici. Zodia Scorpion. Pentru tine, uh, ori încurcătura, ori minunea, ghidarea, vine din partea unui copil, din partea unei persoane mai tinere, din partea persoanei iubite. E ceva acolo ce te surprinde, total te surprinde. Uh, poate inițial nu-ți place, dar uh, cam pe acolo e soluția. Da? Cineva îți spune ceva. Uh, se întâmplă chestii care, repet, te determină să te concentrezi pe niște lucruri mai mai superioare Vezi că tu e posibil să înțelegi despre ce este vorba da? Chiar e posibil să înțelegi despre ce e vorba pe acolo și tare mult ajutor ai avea Se întâmplă ceva magic, se petrec lucruri, nu știu. Îți vine o idee, iarăși poate să fie și asta, o cu multă creativitate pentru tine. Justiția, o legătură cu o balanță da? și cu nouă de spade. Ai tu aici de luat o decizie și ți-e cam teamă că o stai și aștepți și s-a închis și nu s-a închis. Poate e o așteptare și o decizie legată de o călătorie în străinătate, de o vacanță, știu eu ceva legat de niște acte și nu știi cum să le rezolvi. 3 de spade, care vorbește despre o dezamăgire, sau despre ceva ce nu ți place, ceva ce nu ți convine. Ultima carte 7 de cupe. Uh, poate e bine să nu iei la modurile, mă rog, să nu iei la modul personal ce se întâmplă. Uh, Încearcă să dai dovadă de corectitudine și chiar ți-aș recomanda aici să să iei în considerare ceea ce s-a întâmplat pentru că te poate salva de la o greșeală. Da? Vezi acest personaj că a făcut niște alegeri după mintea lui așa și nu a ales da, tocmai bine. Am îmbrățișat și un șarpe care îl strânge, care îl sugrumă, deci cam așa și la tine. Ține cont da, de această decizie, de această soluție. Zodia Săgetător. Pentru tine astăzi. Minunea ghidarea încurcătura cum vrei tu să-i spui vine din casă familie. Din trecutul tău sunt lucruri care țin în egală măsură și de partea aceasta uh, spirituală. Vezi că poți să visezi ceva, se poate întâmpla ceva interesant în viața ta, de ce nu? Posibil și acest lucru este foarte important pentru tine, să. Îți asculți intuiția este foarte important să. Să dai dovadă de toleranță de înțelegere că nu știu, poate acel element cu siguranță te salvează dintr-o chestie mai nasoală. Da. Se întâmplă ceva acolo, un săgetători poate cine știe, chiar o să intuiți sau o să conștientizați undeva mai spre seară, da? mai spre finalul zilei. O să vă dați seama cam ce se întâmplă pe acolo, cam care e scopul și durata uh, acelui eveniment. Regele de monede, o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, dar văd aici foarte clar faptul că ai uh, legătură și cu o persoană pe care te poți baza. Văd aici o bucurie legată de bani, da? Și uite, văd aici o întâlnire cu un grup mai mic de oameni sau niște activități pe care le ai de făcut în casă. Mergi undeva într-un mediu rural sau într-un mediu, cum spun eu, mai, uh, mai vechi șapte de bâte. Apare o provocare, da? tot această carte poate să vorbească și despre faptul că, nu știu, ori te așteptai să fii apreciat acolo și te trezești că oamenii se comportă diferit, că au și ei părerile lor sau știu și ei atât, dar ei sunt cu credința, ei sunt cu intuiția, nu au ei treabă cu teoria și cu practica. Ultima carte, Puterea, o legătură cu un leu. Poate chiar aceste elemente ți se arată ca să înțelegi care e forța ta interioară. Puterea aici, în acest context, poate să mai însemne și o luptă de orgolii, dar pentru alți săgetători, așa cum am spus, eu așa cred că spre finalul zilei sau după acest eveniment o să vă dați seama la un moment dat despre ce a fost vorba și o să vă dați seama de binecuvântarea situației. Deci voi sunteți avantajați. Zodia Capricorn. Bun. Uh, pentru tine, miracolul sau încurcătura vine din zona anturajului, vecini, prieteni foarte apropiați, rude, vine din zona drumurilor, vrei să pleci undeva și ajungi în altă parte. Uh, atenție puțin pe drumuri. Vezi că dacă vrei să mergi undeva și nu-ți se deschide ușa, rămâi blocat pe undeva sau mai știu eu ce chestii se întâmplă, când nici măcar nu le vezi. Da? E ceva ce nu vezi în jurul tău. Cred că poate nu trebuie să mergi acolo. Pe unde apar blocaje sau ce se întâmplă? Poți să ai o discuție cu cineva și să te uiți așa ciudat inițial să nu fii de acord tu. Însă și tu ești o zodie favorizată, adică o să conștientizezi chestiile astea, tot așa în a, în a doua jumătate a zilei probabil sau spre seară. O să-ți dai tu seama despre ce e vorba pentru tine. Nu e o chestie chiar așa negativă. A uh, șapte de cupe, șapte de cupe și cu opt de E o conversație pe care o ai, poate chiar cineva îți spune o vorbă fără să gândească efectiv a ieșit vorba pe gură, n-a gândit-o foarte mult, dar uh, are un scop da divinitatea lucrează prin vecin, printr-o rudă, printr-un prieten. Uh, vezi pe drumuri, da? așa cum ți-am spus, poți să pleci într-o parte și să ajungi la alt magazin. Sau, cine știe, uh, regele de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, dar uh, văd aici totuși că este o zi în care ești pregătit să acționezi, vrei să te distrezi, vrei tu să te simți mai bine. 6 de monede, ultima carte, văd aici că reușești să-ți cumperi ceva sau reușești să negociezi ceva, primești un cadou, oferi un cadou cuiva, poate chiar reușești și îți reanalizezi puțin resursele tale. Este adevărat, e o perioadă cu surprize mari pentru tine, în general vorbind, așa că lasă Universul să-și facă treaba. Zodia vărsător, bun, dragi vărsători, pentru voi minunea sau, mă rog, magia sau blocajul, da? încurcătura, depinde repede fiecare, Vine din zona banilor sau vine din aprecierea pe care tu o primești. Nu știu, se întâmplă ceva, faci ceva și ai făcut ceva greșit sau, nu știu, te-a rugat cineva să faci ceva, te-ai dus, ai făcut acel lucru, dar ai înțeles doar o parte din chestii. Da? Poate e momentul să-ți dai seama că lucrurile astea au un rost și. Poate e momentul să-ți dai seama că ori trebuie să-ți schimbi tu atitudinea, ori e vorba de faptul că ar trebui să înțelegi care e valoarea ta, care e rostul tău pe aici. Și da, pentru unii vărsători pot apărea uh, încurcături pe bani, de ce nu? Posibil și acest lucru. Uh, e ceva legat și de persoana iubită, ceva legat și de niște prieteni de ai tăi, de un copil, pe acolo sunt tot felul de chestii. Da, repet, eu simt să-ți transmit că e o chestie care se întâmplă și care îți, îți, arată așa cam care ți este valoarea, cam ce e cu tine, cam ce ar trebui să faci. Și repet, este ceva simbolic pentru luna decembrie. Lumea, foarte interesantă, aici e vorba de o încheiere, de o rupere, dar e un moment în care să știi că ceva trece în altă etapă. Uite, 8 de spade. Ai trecut în altă etapă, dar blocat ai rămas acolo cu ideile tale, cu situația ta. Vezi că dacă e ceva ce s-a închis da, și tot încerci să stai acolo, e ca și cum nu mai faci parte dintr-un grup de prieteni și tot te duci acolo și ceilalți se uită ciudat la tine, normal, pentru că nu tu mai faci parte da, și e cazul să vezi cam cine ești tu și e cazul să înțelegi că poate oamenii ăia sunt nu prea superficial pentru tine. De ce nu? Poate să fie un blocaj legat de drumuri aici sau de o călătorie îndepărtată sau de o persoană din străinătate. Mai văd turnul, da? Turnul care vine, uite, și te rupe, da? Îți rupe blocajul. E cineva care vine și te ajută. Ultima carte, patru de bâte. Se pare că o să îți dai seama foarte rapid despre ce e vorba, o să conștientizezi foarte rapid lucrurile. Patru de bâte vorbește și de o bucurie, de o petrecere, de o surpriză pe care o poți avea. Da? Sărbătorești, faci ceva, Zodia pești. Da, dragi pești, ce să vă spun, mare nevoie avem de voi în luna decembrie, de energia voastră. Luna, da, se îmbrățișează și cu Neptun și cu Jupiter, dar în primul rând cu Neptun. Și aici chiar aș merge și ți-aș spune că ai o intuiție foarte faină astăzi. Tu chiar vezi chestii. Ideea este că o să te confrunți cu tot felul de personaje, da? atât de la muncă, șefi, persoane din familie care nu vor înțelege de nicio culoare ce vrei tu să spui acolo. Și atunci, ce facem? Te întorci la tine. Spui, bun, nu vrea persoana respectivă să meargă cu mine, mă duc singur. Sau, o, nu sunt apreciat aici. Păi, atunci, nu știu, mă stau puțin eu cu mine. Se cere poate chiar să dai dovadă, știu eu, de toleranță, ți se cere să neapărat să compătimești. hai să spunem, să compătimești și pe unul și pe altul, să înțelegi acolo cam care e situația. Poate visezi ceva, poate intuiești ceva, poate îți dai seama că, nu știu, ai așa deodată o trezire și îți dai seama că nu e casa potrivită, nu e omul potrivit, nu e locul de muncă potrivit, dar stai că nu sunt cine vreau eu să fiu. Hai să vedem, dragi pești. Șapte de băte. Apare o provocare astăzi, dar văd că reușești să o învingi. Apare un as de monede iarăși care vorbește despre un nou loc în care mergi despre ceva ce se întâmplă și îți dă mai multă claritate, îți dă mai multă stabilitate, da. Uh. Ai tu niște idei acolo geniale, vrei tu să mergi să te distrezi undeva să faci ceva și oamenii din jurul tău vei vedea că să zic așa se vor comporta puțin diferit, da? vei rămâne și tu surprins dintr-un anumit punct de vedere. A bun, cavalerul de cupe, un drum pe care îl faci către o persoană dragăție sau cineva care îți vine în vizită, este o zi așa cu provocări pe de-o parte. 8 de cupe. 8 de cupe îmi spune mie că alegi să renunți la ceva, alegi să lași ceva în urmă. Așa cum ți-am spus, vezi că nu ești pe aceeași lungime de undă, toși spatele și pleci. A, e o zi în care ți-aș recomanda să nu-ți faci foarte multe planuri, da? A, lasă-te purta de evenimente că e ok. Bun, dragilor, cam atât. Acestea au fost previziunile pentru toți pentru data de 1 decembrie. Repet, filmarea este valabilă toată luna decembrie pentru toate zodiile. E o zi simbolică din punctul meu de vedere pentru toți. Lucrurile se vor mai calma, să spun așa, din a doua jumătate a lunii decembrie. Până atunci o să fie așa o alertă. Sper să țineți cont de sfaturi, sper că v-am ajutat cu aceste informații. Asta este părerea mea personală referitor la luna decembrie din anul 2022. Dacă voi aveți altă părere, vă rog să-mi scrieți în comentarii. Asta simt și energetic, asta se vede peste tot, asta simt să transmit. Te îmbrățișez și să ai o zi absolut superbă și o lună decembrie cu, cu multe conștientizări.